la un film în care iau autobuzul. Să ajung până în celălalt capăt de lume. Alături de aglomerările urbane, care au adunat toți oamenii singuri de pe planetă. Sunt o umbră misterioasă. O umbră. Un proiect de arte digitale interactive organizat la Târgu Mureș de Institutul de Cercetări Teatrale și Multimedia a transformat Teatrul Studio al Universității de Arte din Târgu Mureș într-un spațiu al experimentului artistic realizat cu ajutorul tehnologiei. Autorii creațiilor au fost studenți din domeniul artelor care au prezentat aici creații digitale, instalații multimedia, dar și un performance coreografic interactiv. Toate gândite sub semnul explorării necunoscutului, ascuns în universul infinit al tehnologiei. Tinerii au pregătit aceste proiecte artistice în cadrul proiectului timp de 2 săptămâni ca într-un laborator de creație multimedia, în care au învățat să facă programare audiovizuală, videomapping și sound design, alături de traineri experimentați în domeniul noilor arte vizuale. Videodesignerul Andrei Coslac, de pildă, dublu premiat UNITER pentru conceptele video și videomapping realizate în ultimii ani în teatru, spune că acest domeniu a evoluat mult în ultimii 15 ani. Mi se pare că în ultimii 15 ani, ideea asta de a utiliza videomapping, de exemplu, în spectacole de teatru sau instalații new media, a devenit din ce în ce mai pertinentă, tocmai din prisma faptului că a apărut și o generație de artiști foarte talentați, foarte critici de altfel, care înțeleg foarte bine mediul respectiv, dar totodată și regizori care au reușit să abordeze aceste direcții cu foarte multă maturitate. Pentru că suntem în era digitalizării, a folosirii tehnologiei, încercăm să îmblânzim, cu ghilimele de rigoare, tehnologia, să o aducem spre artele spectacolului, să ne deschidem orizontul, să învățăm și să ne dezvoltăm abilități, să învățăm lucruri noi, să dezvoltăm abilități atât cât se poate în 2 săptămâni. Workshop-ul și conferințele pe care le organizăm în cadrul Institutului de Cercetări Teatrale și Multimedia își dorește să intre în lumea fascinantă a tehnologiei, să descoperim ce putem face pe scenă, să ne jucăm cu un videoproiector, cu programe de calculator și să creăm lumi noi. Este adresat studenților, fie ca background activitate în zona vizuală și a videoproiectărilor, a videomappingului, care este foarte în trend în zilele noastre, dar nu numai. Pot veni fără să aibă niciun bagaj, puține cunoștințe de utilizare a laptopului, bineînțeles, a calculatorului, și să învețe în aceste 2 săptămâni, care sunt destul de intensive, să creeze la final instalații artistice. E uneori o provocare mai mare să predai, deoarece tu deja ai învățat lucrul acesta, poate e încă nou și pentru tine și trebuie să găsești formule în care să poți să le explici, să ajungă informația la celălalt. Eu sunt foarte mulțumit de rezultat și cred că și studenții la fel. Și aș mai vrea să adaug încă un lucru despre artele digitale interactive. Ele au un rol foarte special în arte, în general. Au capacitatea de a schimba rolul publicului de la un spectator pasiv la un participant activ. Îi invită pe oameni să facă parte din expresia finală artistică, ei astfel devin co-creatori, deoarece se creează o relație de proximitate între spectator și artă.
It depends. Este diferit. Depinde mai întâi de bariera lingvistică, apoi e vorba despre a găsi frecvența cu studenții, ce preferă ei să facă, la ce se așteaptă în ateliere, pentru a le atrage atenția și a le transmite puțin din pasiunea noastră. Give them a bit of passion. E un mix, de fapt. Multimedia și ceea ce se întâmplă în spate vine în completarea părții de coreografie și cumva ele la mijloc se îmbină. Pentru privitor, cred că e poate să accentueze cumva emoția pe care o poate simți de la cel care interpretează, pe de-o parte, sau pe de altă parte, pentru unii poate să fie deranjant, pentru că e ceva în plus în spate care atrage atenția, până la urmă o mișcare digitală în spate, e firesc să atragă atenția, dar cred că dacă găsim echilibru perfect între media și coreografie, atunci privitorul poate să fie împlinit cu ceea ce privește. Avem formatori specialiști în domeniu, ei sunt recunoscuți în zona aceasta de visual art, în care au profesat. Avem pe lângă workshop-ul, care durează 2 săptămâni, 10 zile de fapt, avem și conferințe, le zicem noi, într-o zonă teoretică, în care participanților li se explică anumite lucruri, li se exemplifică, vizual, bineînțeles, că suntem tot în zona vizualului. Exemple foarte multe, studii de caz, și apoi intră efectiv în lucru cu programele, pentru că avem programare audio și vizuală. Avem instalații intermedia, instalații artistice, avem video mapping, care este cartografierea spațiului și folosirea imaginii pe un anumit spațiu. Avem inclusiv un performance coreografic în care se folosesc senzori și imagine. Și vedem cum performerul interacționează cu această tehnologie și ce se proiectează în acest spectacol. Totul este o îmbinare între om și tehnologie. Nu sunt atât de interesați de programare. Unii sunt mai interesați în dans sau în designul mișcării, așa că a fost un scop și acesta de a găsi preferința fiecăruia și de a-i da cât mai mult din ceea ce putea. Pentru workshop-ul de astăzi, mi-am propus să trec foarte rapid în cele 2 ore, un pic prin... Am făcut așa un soi de roadmap a ceea ce înseamnă video sau video mapping-ul sau intervenția practicilor New Media în spectacolul de teatru, dar am făcut sub forma unui roadmap cum pleacă de pe scenă prin anii 1900, imaginea, cum pleacă de la teatru, se transformă în cinema și cum de 200 și ceva de ani mai târziu ajunge înapoi pe scenă într-o altă formă. Și da, mi-am dorit foarte mult să fac acest roadmap pentru că există foarte multe influențe atât din zona filmului, a videoartului, a fotografiei, chiar și a picturii în anumite instanțe pe care le putem regăsi pe scenă, practic, în zilele de astăzi, dar cu ajutorul tehnologiilor contemporane. Sunt destul de entuziasmat și vin cu o energie destul de puternică și au entuziasmul ăsta specific vârstei lor și la vârsta lor oricum înveți destul de repede, prins destul de repede. Pe de altă parte s-au simțit și provocați și un pic copleșiți de toată tehnologia cu care lucrăm. De acesta am ales până la urmă tema de necunoscut, de unknown. Am ales-o în relație cu necunoscutul, studenții în relație cu necunoscutul privind tehnologia, publicul în relație cu tehnologia pe același subiect. Deci așa am ajuns la tema respectivă.
A fost destul de complicat faptul că mulți dintre ei nu aveau un background în media neapărat, dar am reușit să învăț lucruri simple și cum să creeze o instalație interactivă de la zero, folosind programare audio-vizuală. Plec în locuri în care nimeni nu mă cunoaște. Acolo am un alt nume în fiecare seară. O dansa cu ochii închiși, cu zâmbetul tău, până simt un mă destind de calm. Pornim de la partea tehnică, pentru că trebuie să avem o bază, să știm cum să folosim toate echipamentele pe care le putem avea la dispoziție. Și ulterior ajungem în partea artistică, în care dozăm, măsurăm, ne dorim să creăm un impact asupra publicului, pentru că vorbim de interactivitate. Adică nu suntem singuri noi creatori și ne expunem într-un muzeu, ci interacționăm cu publicul. Publicul devine în momentul acesta, pentru că vorbim de arte digitale interactive, folosim tehnologia, totul este digital, dar spectatorul devine componentă a spectacolului nostru. Fără el nu se poate. El poate să schimbe foarte multe lucruri, poate să intervină, poate să simtă că este inclus în spectacolul nostru și bineînțeles că lucrurile se pot schimba în momentul în care el intervine. De aceea vorbim de interactivitate. Și tot mai mult în alta spectacolului, în altele spectacolului, vorbim de spectatorul care fie participă, fie poate să schimbe anumite lucruri. Nu vorbim de un spectacol de teatru complex, ci vorbim mai mult de performance, de spectacole pe o anumită nișă. Mergem pe o anumită nișă în care se folosește foarte mult tehnologia, dar bineînțeles, de exemplu, cei care sunt la regie sau la actorie vor învăța cum să folosească dozat tehnologia într-un spectacol pentru a sugera ceva, a potența ceva, a contribui, a aduce un plus de valoare spectacolului și nu a-l sufoca și a vedea doar tehnologia, pentru că așa ajungem la discuții pro și contra, dacă e cazul să folosim tehnologia în artă sau nu. Și atunci noi ne dorim să învățăm cum să ne împrietenim cu tehnologia și să o folosim atât cât e nevoie. Avem 8 lucrări, dar se lucrează și la a noua. Acum sperăm să reușim să terminăm. Majoritatea sunt interactive, audio-video. Publicul e invitat să interacționeze cu lucrarea de artă. Interactivitatea e pe mișcare sau pe atingere. Avem diferiți senzori și diferite tehnologii pe care le folosim cu care să interacționezi. Și se creează o relație de co-creație în tot acest proces. Și te simți mult mai aproape de artă decât ai face în mod normal în alte domenii sau subdomenii ale artei. În rolul de profesor încerc să fiu cât mai eficient în a transmite o serie de informații și competențe studenților, cel puțin competențe minimale, să aibă o bază de unde să plece. Dar cred că apelez de multe ori și la partea de artist, pentru că cred că e important pentru ei să aibă ceva tangibil în fața lor. Adică, cred că studenții se uită foarte mult la profesor și la informațiile cu care vine acesta, dar în același timp cred că se uită și dacă el reușește să le aplice eficient sau nu. Adică, cred că e important și din perspectiva asta în care aduc acest know-how cu care eu mă îmbogățesc din proiectele pe care le am, le aduc și în cadrul facultății și le povestesc studenților și ce experiențe am avut eu, cu ce echipamente am lucrat, cum am gândit situațiile alea. Și în felul ăsta crește, cred că, și secția, departamentul, experiența studenților. Pentru că văd ar fi foarte simplu din perspectiva unui profesor să le arăt imagini în cărți. Dar pentru mine e important să existe validare cumva și în exterior, în sensul în care ei, când ies din facultate, să vadă că lucrurile astea se întâmplă, că sunt reale, că sunt palpabile și nu sunt doar povești. Și cred că aici aduc și partea de artist care, uite, e real, se întâmplă lucrul ăsta, hai să vă arăt cum am făcut chestia aia la spectacolul ăla, de la scena aia sau de la teatru respectiv. Și atunci ei văd imagini, poate că de pe net, sau poate văd spectacole, dar în același timp fac legăturile.
am ales să facem și coreografie, pentru că un performance intermedia, ce înseamnă până la urmă? E un performance în care combinăm mai multe tipuri de artă care încă nu au o definiție ele împreună. Și coreografia, mișcarea împreună cu artele digitale interactive, respectiv videomapping și senzori, programarea audiovizuală, se combină foarte bine împreună. Putem să creăm un spectacol pe mișcare în care coreografia practic devine un partener, un performance, un partener în tot performance-ul respectiv. Ei sunt studenți la actorie, unii dintre ei chiar la regie, la media, la scenografie, adică au venit din mai multe specializări. Însă cred că ce i-a fascinat, să spunem, sau ce i-a atras în toată partea aceasta a fost faptul că au luat parte și la un antrenament de mișcare, pe lângă partea de a concepe și de a structura efectiv coreografie, și faptul că se întâmpla această îmbinare cu media. Deși cu toate că cred că la început au fost sceptici. Nu știu dacă ei au văzut care e finalitatea a ceea ce noi începem să construim. Pentru că au fost puține zile și atunci tot a fost mult mai concentrat. Și ceea ce gândeam pe parte de mișcare era mult mai rapid, se întâmpla mult mai repede și trebuia să facem asta și asta și asta, dar au fost foarte receptivi și asta mi-a plăcut foarte mult. Și cred că nu vedeau unde duce, adică bun, am făcut mișcare, dar oare cum va arăta cu partea de media în scenă? Iar ieri când am făcut primele încercări împreună, cred că au putut să observe de fapt că este fascinant și că este frumos și se văd altfel cumva mișcările. Au o amplitudine mai mare. Așa că concluzia finală este că sunt sigură că ei au primit ceva din această experiență și că s-au bucurat de ea. Am fost și în postura de coreograf și în postura de performer, dar pentru că am construit în prima fază coreografia, evident bazându-ne pe un concept și pe o temă care a fost aceeași și pentru partea de multimedia, atât cât și pentru coreografie, nu mi s-a părut atât de dificil. Am pornit de la niște teme foarte clare, concrete, am construit partea coreografică, după care am combinat-o cu partea de media, care a venit, cum am spus și înainte, în completare, poate să fie ca o extensie uneori a coreografiei. Și de asta cred că de cel mai multe ori poate îmbunătăți un moment coreografic și poate să-l facă să fie mai spectaculos. Aceste două săptămâni au fost foarte intense, dar m-am simțit foarte bine. A fost o provocare și pentru noi, dar și pentru ei să dezvoltăm această expoziție. Într-un timp foarte scurt să predăm atât de multe informații, să le comprimăm și să reușim să construim ceea ce am construit, a fost într-adevăr o provocare. În aceste două săptămâni am învățat studenții să creeze instalații multimedia interactive, începând cu concept până la implementare, programarea audiovizuală, videomapping, am făcut de toate. Până la urmă am făcut și sound design, am făcut și muzica pentru spectacol și pentru instalații. Și în prezentarea pe care am susținut-o, că intru de la jumate, citesc textul pe diagonală, pentru că nu vreau să mă atașez de text dintr-o perspectivă personală,
pentru că nu sunt creatorul unic al spectacolului respectiv. Și atunci las această jumătate, prima jumătate a proiectului lipsită de intervenția mea, ca să existe un spațiu în care eu nu exist și oamenii să lucreze fără video, fără intervenție, fără această influență. Adică să se creeze această fundație solidă. Pentru că mi se pare mai onestă și mai sinceră până la urmă. Și atunci eu, venind la jumătatea proiectului, pot să mă alimentez sau chiar să mă încarc cu ceea ce văd pe scenă, potențialul care se creează, nuanțele actorilor pe care încep să le construiască, direcția pe care o ia spectacolul și eventual în momentul ăla pot să adaptez conceptul inițial pe care l-aveam discutat cu regizorul sau pot să reinventez ceea ce... să regândesc ceea ce ne-am propus inițial. Pentru că, repet, teatru fiind un mediu care sondează foarte mult în prezent, pentru că el se întâmplă în prezent, eu trebuie să mă racordez tot timpul la ce se întâmplă pe scenă. Nu la ce ne putem noi imagina sau la ce a fost sau ce ar putea să fie. Nu, eu trebuie să înțeleg ce se întâmplă pe scenă și să răspund la ceea ce se întâmplă în fața mea în momentul ăla. De-aia intru la jumătatea proiectului, pentru că deja se depășesc etapele de citirea textului, de căutări, poate că. Și atunci eu doar intru și mă aliniez cu celelalte zone.